watch me rain. Salutare, bine v-am găsit la un nou episod din Arctic, episodul cu numărul 3. Eu n-am filmat, stai puțin. Ce? Ba nu, eu filmez. Băi, deci nu mă interesează, eu nu mai închid filmat. Hai încep și eu acum. Ok, hai, începi. Hai, cu Milene. Apăs acum? Acum? Apăs? Nu. Și eu pe aia, doamne, iartă-mă, femeie. Grea și eu sunt grea și astăzi filmam. Și astăzi nu știe să vorbe. Hai, intră în casă, femeie. Din seria cu... Intră în casă, femeie. Trebuie să te bat ca să intră în casă. Mamă, doamne, bă, deci te închid afară, deci fii atent că te închid afară. Bă, stai că nu mai am mâncare și nu știu să mai încarcă ca HP-ul. Te omor, termină. Băi, femeie, intră în casă, deci vede. Bă, serios, nu mai am HP, mă omori. Ok, cineva a trebuit să dea două paturi, deoarece cineva nu știa ce să facă cu oia. Oia. Aoleu, aoleu, ce faci? Ce cu tine azi? Nu știu. Culcă-te, femeie, că n-ai văzut că e noapte și iar vrei să vină creaturile și să facă chestii și să... Ce faci, femeie? Aaa, băgame și așa. Da, fii de lângă mine. Uite că iau. Bun. Acum pot să-mi put... Pot să-mi put scaunul la loc. Doamne, scaunul. Da, bine. Bă, eu o să fac un topor. Și am să mă duc să iau lemn de acolo pentru că pot să ne trebuiască pentru casă, că știi că un quest e să ne facem o casă și chestii și dar mai tine trebuie niște chesturi. Tu nu știu, faci tu o sabie, o katana, uite, ia un băț și două chestii și vină și apără-mă. Asta sună ciudat, adică ca și cum tu ai venit să mă aperi cu sabia și eu aș face chestii de femeie, știi? Stai să-mi fac sabia. Păi fă-ți sabia. Bun. Păi da, pentru că tu nu ești în stare să te aperi singur, așa că eu sunt aici. Bă, uite un țigan, frate, vezi că a venit un țigan. Ce vrea? Deci mă jur, un țigan aici. Nu știu. La pungă? Stă și se uite așa, știi, stai să mă uit printre frunze. A, s-a teleportat. Bă, țiganul ăla vrea să mă ciordească. Ai face bine să vii repede cu sabie. Iau eu copacul ăsta? Da, păi sunt în spatele tău. Ok, păi stai cu sabie pe aici și eu muncesc și tu stai bine. Așa, așa e și viața reală, frate, deci eu muncesc și... Aoleu. Bă, numai dacă mai am 3 inimi. Nu mai dau, mă. Am zis că dau sau nu. Psește pe acolo și vezi dacă cad puieți și că dacă nu cad o să fie o problemă mare dacă nu o să cadă niciun prieten. Ok. Aoleu. Asta a fost cel mai perfect intro din... What the f... Bă. What the fuck? Cineva încearcă să filme... Ok, lume, deci acum că am rămas numai noi, vreau să știți pentru... Deci nu știi să facă nimic, deci mereu, deci intru și eu pe Minecraft ca tot omul să încerc să fac ce... No, frate, deci nu știi să facă nimic, este inutilă, pur și simplu. Salut, Grere. Inutil ești tu. A, da, m-ai auzit? Dar nu vorbeam de tine, vorbeam de... Ești un inutil. Dă-mi puieții pe care i-ai luat. Dă-mă puieții, sau plantează-i tu, hai, plantează-i tu pe aici, pe undeva. De aici? Da, stai că-s căutat. Aici? Nu, nu mai că nu păi doar... Păi da, dă pământ, mă, numai? Uite aici, nu vezi că am făcut... Ai, pun numai aici? Trebuie să pun steaguri, ce trebuie să pun? Trebuie facultate să plantezi un pom, what the fuck? What the fuck? Pune pe aici. Ok, numai doi am. Ce? What? Numai doi am. Asta e. Hai, vino ca să prelucrezi și eu lemnul ăsta. Și, nu știu, începem să ne facem casa? Cred că da, adică... nu știu ce să zic. Mai întâi hai să fac eu foarte drăgălăși. Nu, de fapt o să păstrez niște de asta. Hai să fac un chest. După cum vedeți, lumea, ne-am modificat textura, iar acum în inventar apare aici și în crafting table apare așa, deși e șmecherie. Găsește-ți ceva de lucru, nu știu, fă ce... Unde-i patul? Stai, unde-i patul tău? Pune-ți patul la loc. Iar eu o să încerc totuși să fac ceva foarte productiv. Și anume, o să mă duc și o să încerc să construiesc ceva. De fapt, nu am să construiesc, stai așa. O să fac asta și chestia asta... Uite că mai avem o bucată de pământ. De unde a apărut asta, mă? Care? E ciudat. What
What the fuck? Ce bucată? Lasă gresul ăla, nu pune că o să ne trebuiască când o să extindem și o să facem minunății și unde să ne construim casa? De unde l-ai gresul ăla? Nu știu, am luat de printr-un chest, habar n-am. Știu că mai sunt chestii de explorat, unde să ne facem casa? O facem aici. Oh shit. Da, sigur o să o facem aici. Pui? Uite așa. What the fuck? What the? Nici nu ești în stare să pui un cub, mă, du-te-mă de aici. Jungle, Doamne, ferește, ce ai ajuns. Mamă, deci te bat, deci îți bag. Gata, atac. Aoleu. Dar ce încerci să faci că nu m-am prins? O casă? Du și mai adu cable dacă mai e prin chest pe acolo. Nu mai e. Du-te-mă și vezi dacă mai e. Stai că mai blocase. Ok, să... hai că acum mă duc. Tu te vezi dacă mai e cable. Dar nu mai am mâncare și merg așa încet. Păi și ce vrei să... Păi și în viața reală ce... Taie-te singur și de la altul. What? Zic că să te tai și să dai la... Ce ai zis să-ți aduc? Cap... Doamne, uiți de la... Deci, la câte pătrățele distanță? Doamne... Ce ai zis să-ți aduc? Adu și un pickaxe. Dar ce ai zis? De ce pickaxe? Cable, stone și... Dar nu mai este, mă! Cum să nu fie, măi? Nu mai este, dacă îți spun că nu mai este... Bă, nu mă speria. Uite că spuiezi, bă, pe aici, ești nebun. Mai este ăsta, mă, charcoal. Să-l aduc pe ăla? Nu, cap... Aaa, trebuie să vin. Păi ți-am zis, mă, că nu mai este cobblestone. O să vin eu și o să-l iau. Stai. Este, dar nu ești tu în stare. Aoleu. Ce-i zis să-ți fac un pickaxe? Aaa. Dar vin eu singur să le ia, chiar așa. Taci. Bă, dar nu mai e cobblestone. Păi eu ce ți-am zis? What the fuck? Ori l-ai luat tu, ia vezi dacă e în inventar la tine niște cable. Nu am nimic, am numai sabia în inventar. Oh, shit. Totuși trebuie să mai multe. Trebuie să fac atunci un pickaxe de lemn. Da. Și apoi să mă duc să iau niște cable stone. Și apoi, uite, ia tu pickaxe-ul ăsta să ai și tu. Unde te-ai dus? Vine înapoi și ți-am aruncat. Hai mă, ok. Ți-am aruncat pe aici un pickaxe ca să ai și tu acolo. Și să mai fac cable, că nu mai ne trebuie cable. Vino și minează și tu și ai grijă să nu cazi pe aici, că cine știe ce chestii îngrozitoare sunt pe aici. Cine știe ce țigani și alte... Cine știe ce zăbălici mai sunt pe aici. Nu râde, bă, că chiar așa este. Da, mă, sigur. Bun. Deci ne trebuie cobblestone. Deci minează cobblestone, ce faci? Cobblestone nu mi-e ciudat, adică cobblestone. Adică stone, piatra la bucățele sau what the fuck? N-avem, n-avem torțe. O să mă duc să fac niște torțe. Avem 7 cărbune. Pac. Uite așa și torțele, avem 28. Câte vrei? Îți dau și ție jumate? Îți dau un sfert că n-ai da, nevoie. Da, dăm. Hai, ia jumate să nu zici că-s băia rău. Ok. Hai să punem pe aici niște torțe. Ai grijă, poate cazi, că pe aici mi se pare că e vid sau ceva panoram. Oricum n-avem nevoie de nimic, doar de cable. Înțelegi? What the hell? Stai că am dat de lumină. Lumina de la capătul... A, nu, era doar un alt tunel pe aici. What the fuck? Am găsit un pat. Ce? Ba, e a meu, eu l-am pus acolo. De ce naiba? Ai pus patul la mama naibii? Mai bine acolo decât lângă tine. Vai, deci... Ăsta e război, știi, nu-i așa? Știu. Știi că o să fur și patul tău și patul meu. Bă, dar unde ai fugit acum? Mi-ai luat patul? Da, ți-am luat patul, l-am pus la loc acolo. Lasă-l acolo, că după aia îl pierdem și... Uite, când o să facem casa, o să-ți fac un etaj numai a tău, dar deocamdată lasă patul acolo. Bă, dar cât cobblestone trebuie? Păi o să trebuiască ceva, pentru că nu pot să construiesc o casă numai din lemn, știi? Trebuie să mai bag și cable pe acolo. Ca să mai economisim lemn, înțelegi? Băi, e chestie de principiu aici. Ok. Chestie de sărăcie, nu e altceva, că dacă nu, dacă aveam lemn, construiam naibii din lemn, dar dacă noi suntem săraci, ce vrei? Aol, nici măcar nu știu ce trebuie să fac. Bă, cred că am găsit fier. What? Încă. Dar ce, ai altă textură și am o textură ciudată și nu pot să-mi dăm seama ce-i. Vino încă. Stai că nu te văd. Ok, te văd. Stai așa, ia dă-te. Chiar ai găsit fier, dă-te de aici să-l iau eu. Da, nu știu, că la textura mea se vede o sabie ciudat.
Okay. Vezi că am luat eu unul că n-a știut ce e. Și s-o spart așa pe aia. Dar l-ai luat, măi, ai avut pickaxe? Normal că am pickaxe. A, că te-ai făcut de la piatra. Normal, păi dar ce crezi? Mă duc să mai vreau continui. Mă duc să mai continui. Tu ai luat iron-ul cu pickaxe-ul de lemn? Bă, nu știam ce. Am o textură ciudată și nu se vedea clar, jur, da. Ce vrei tu? Ce, îți găsești scuze? La video, mă, îți găsești scuze, gata. Am luat o bucată, până la ce e mare lucru. Mamă, deci vrei să zici ce că nu-i mare lucru? Ai lemn? Băț? Ceva? Da, am două bețe. Dă și mie, ca să-mi fac și eu un pic. Păi vină până aici, doar nu vrei să vin eu la tine acum. Nu, e jos? Nu, sus, construiesc casa. O construiești. Construiesc de fapt baza și după casa și chestii complicate, mă, dar ce știi tu? Ce te interesează? Te interesează numai să-mi faci mie perial. Zici? Mhm. Mamă, și dacă îi prind pe ăștia că nu dau un like, unde? Ia două bețe. Dacă vă prind că nu dați un like, mamă, ce vă fac, deci. Hai, mă, serios, ameninți? Nu e ameninți. E doar un sfat, prietenez. Glumesc. Puteți, dacă vreți, puteți dați și dislike. Dați-i dislike, mă. Da, dați-mi dislike. Nu, glumesc, nu dați dislike, vă omor dacă dați dislike. Nu, glumesc și cu chestia asta, dar chiar serios acum nu dați dislike. Sau poate că da. Am găsit mijlocul. Hai să ne culcăm. Sper că ai lăsat patul acolo. Și că, dacă mă întorc și nu găsesc patul acolo. Deci stai așa, deci. Ok, bine, ai lăsat patul aici. Dar nu mai am, mă. Hai, culcă-te. La culcare. Mamă, deci presimt că vrei să faci ceva. Nu vreau să fac nimic, mi-e rău dintr-o dată iar. Mamă, de ce ți-e rău, ce ai pățit? E clar că n-ai ști. De la Minecraft-ul ăsta, nu-i așa? Da, sigur, sigur. Minecraft-ul ăsta, ce face Minecraft-ul? Strică oamenii Minecraft-ul ăsta, nu-i. Eu vă zic. Ia, distruge și tu așa cu mâna zăpada asta, doar primul strat ăsta, ai înțeles? Ai înțeles? Cu mâna, să-mi îngheți mâinile. Ai, ți îngheață mâinile, tu o să-ți îngheți mâinile. Meșii, bă, nu o să-ți îngheți mâinile. Da, bă, meșii. YouTube-ul ăsta s-a stricat cu tot. Glumesc. De fapt, nu chiar s-a stricat. De fapt, poate nu, doar glumesc. Iar am început să vorbesc. Ce te-a apucat? Nu știu. Sumuriu, am început așa să încep să vorbesc. Aiurea, da. Ce naiba, am făcut o ușă de 3 înălțime, what the fuck? Ok, eu mă simt rău, dar tu ce-ai pățit? Păi știi, când te simți tu rău, mie și mie rău, știi? Vai, ce-i drăguț, cât de cute. Ba, nu-i drăguț deloc. De ce ar fi drăguț să-ți fie rău? Sau poate că e drăguț? Nu, am zis că e drăguț că împarți durerea, să zic așa, cu mine. Da, păi, durerea mea s-o împart cu tine, dar dacă tu vrei să împarți durerea ta, eu nu vreau să o iau. Lol. Păi așa zicem și eu. Am o senzație de troll așa în mine, adică îmi place să... Asta, dacă vrei, îți dau durerea mea. Ai piatră? Da. Dă-mi toată, nu mai, hai, dă-o toată. Păstrează totuși 3 la tine ca să... Îi dăm 3, zici. Lasă, că păstrez eu și pentru tine. Ne simți așa care ești. Mamă, deci după ce că păstrezi tot eu pentru tine, tot mă faci nesimțită, a? Doamne. Nu, pentru că eu trebuie să-mi păstrez pentru mine. De ce să-ți păstrezi tu pentru tine? Pentru că ce știi ce faci tu cu el? Mamă, deci insinuiesc că aș face ceva cu piatra? Da. Ce aș putea să fac cu piatra? Eu piatră. Ei, și tu acum. Ok, stai cât îi glumă-i panorama, am nevoie de... What the fuck? Nu mi-am mai mâncare. Nu mai am, eu nu mai am mâncare de când. Aoleu. Ok, hai să iau eu toată chestia asta de aici. Îmi place cum faci. Aoleu. Țigan style. Faci într-un mod ciudat. Aoleu. Exact. Vai de viața asta.
Da, eu spărgeam, deci fii atent, spărgeam... Unde mai pun copacul ăsta? Ce? Unde mai pun copacul ăsta? Ce copac? Dă-ți-l de acolo. Ai luat un puiete? Da, dă-ți-l de acolo. Vino și pune-l ai... What the fuck? Ți-am zis că... Deci... What the... Ok. Deci îți jur că nu o să mai trăiești, nu o să mai fii viu. Bă, cât, bă, stai mă, că avem treabă aici, nu ne jucăm, de fapt ne jucăm, dar avem treabă, asta e ideea, nu mă omor, că nu mai am nimic. Deci, da, da. Bă, deci vino că da. Deci vino că pune da. Puietele, stai, nu da. Da. Uite, ia-ți sabia, foarte frumos, uite, îți dau o sabie nouă ca să, așa, uite, ia-ți pickaxe-ul, ia-ți lopata, e mai iau un pickaxe dacă ai nevoie. Uite, ia o hartă. Vezi? Ok. Și uite, ia un bulgare dacă vrei. Poți să plec? Unde să pleci? Nu știu, să le aspect în aici să te duc. De asta eu mă duc în vacanță. Revedere! What? Deci eu muncesc. Exact! Deci eu muncesc și tu te duci în vacanță. Yeah, patinez! Să vezi ce-ți patinez eu una dacă... Aha, deci tu dai în fete. Nu, ți s-a părut. Plus că dai fete. Ți s-a părut. Dai în fete care săracele. Ți s-a părut. Nu dau în fete, ți s-a părut. Da, dar puteai să le faci geam. What? Ce? Avem noi să nisip. Geam. Avem noi nisip. De fapt mi se pare că dacă mă duc prin apă pe acolo este nisip, dar e asta ți-am zis eu. Da, hai că mă duc să caut eu. Hai, du-te, pentru că mie nu-mi place să mă ud, frate, deci vrei să-mi risc recordul meu de 3 ani nespălați? Pentru niște nisip? Mamă, deci vrei să o ardem pe bulgări, da? Nu. Mamă. Bun. În următoarele de 3 secunde, parcă vezi, m-am înecat. What the fuck? Bă, da, să știi că nu este nisip. Nu este? Nu, stai că vreau eu să fac o chestiuță și după dacă merge o să vedem ce facem și cu geamurile. Am nevoie de o lopată, vină cu lopata aia încoa. Bă, să mai caut. Mamă, deci fete, m-a adăugat unul pe Skype acum 5 minute și până acum, deci în 5 minute am primit 5 mesuri. Înseamnă că e un fan înfocat. Nu, dar 5 mesuri de alea cu veniți pe YouTube și ce bla bla bla. Anyway. Uite-mă că am găsit... Nu, am găsit clay din ăla. Oh, ia, că o să facem chestii cu el. Dă-mi lopata, mi se pare că e și nisip. Nu e nisip. Dă-mi... Vai, stai, dă-te. Nu mai aveam bule din alea. Dă-mi lopata, mă, femeie, și lasă bulele. Dă-mi lopata, unde ești? Mă, pentru ce trebuie, mă? Fă-ți-mă. Dă, păi, da, mă trebuie și nu pot să... Dă lopata. Uite aici, dă lopata. Na, ți-o mă și bagă-ți-o pe gât. Bine că ai zis pe gât și n-ai zis altundeva. Da, totuși nu sunt așa rar cu tine. A, cu mine, dar ești cu altcineva, deci vedeți lumea adevărata fața lui Greiere. A, lui Ștefania. Alexandra. Ștefania. Alexandra. Ștefania, plantează pomul. Da, bine, mie ambele îmi plac, ambele nume, deci. Unde pe și care ar fi o teză? Nu este niciuna. Bun. Ce vreau eu să fac acum? Păi, având în vedere... hai că e frig un crafting table, că melene să mă duc să-l aduc pe celălalt. Așa și fac așa și așa. Iar acum? Asta se pun în... Tu și mai fă o lopată. Infernal, nu? Tu și mai... Vine eu că-ți dau niște lemn și un cabăl și... Sau de fapt lasă că fac eu dacă am nevoie. Ok, și eu ce fac? Oh. Am găsit! Ce? What the fuck? Nu! Nu, deci răcesc. Deci răcesc femei și pe aici nu... N-am văzut nicio farmacie până acum. Dar nu iese. Deci vrei să răcesc? Facem noi medicamente. Deci vrei să răcesc, da? Plante. Deci vrei să răcesc? Da. Ce? Bă, omule, bă, deci vrea să răcesc, doamne, n-am mai văzut așa ceva. Veni, o ars pe de-astea, stai să-mi fac și niște blocuri și îți dau cu blocul în cap. Că eu tu crezi că stau așa cu pulveri, îți dau direct. Aha, deci dai în fete, uitați-l pe adevăratul costel, până unei, care dă în fete.
Mamă, deci, deci toate fetele care v-ați abonat la el, dezabonați-vă în clipa asta, pentru că nu, nu merită, pentru că el hărțuiește fetele. Va. Și ce înseamnă hărțui? Și ce înseamnă hărțui? Vrei să-ți arăt ce înseamnă hărțui? Deci vrei? Gata, te hărțuiesc. Nu, 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 bă, da, te hărțuiesc. Băi, te hărțuiesc, tu, măi. Asta noi, noi jucăm Arctic sau ce facem? Băi, hai să jucăm Arctic. Cred că e soluția mai bună, bun. Vreau să pun aici o podea. A, nu, stai. Podea se numește... Nu, că tavan... Da, da, podea, cred că zic. Ce tavan? Ce? Păi tu, tu pui tavan pe jos. Cotel, cotel invers. Podea o spui. Mamă, deci vezi că asta are mai multe înțelesuri. Ai grijă ce-i spui. Ok. Ce părere ai despre culoarea asta? A? Hai că merge, așa e... Se poate și mai bine. Aici se poate, nu se poate, că n-avem de un... uite că a crescut un copac. Uite, ia toporul ăsta și du-te și tai și tu copacul ăla. Uite ce mușchi de cărat lemne ai. Parcă, parcă zici că ești făcută pentru asta. Da, da. Bun, bă, nu cred că ne trebuie o casă atât de mare, adică... Nu știu, în, pe acolo din ce am citit eu zicea că trebuie să facem o casă, mi se pare. Nu cred că trebuie cine știe ce casă. Adică merge și o casă mai micuță așa, pentru că noi n-avem bani de casă mare. Adică e, e criză, frate. Nu degeaba stăm pe o insulă răcoroasă și chestii. E criză, mă. E... Ok. Zi-mi că ai luat niște lemn. Dăm, dăm lemn că nu mai am. Să pun și rămânem aici cu tavan, cu podeaua neterminată. Cu tavanul. Du-te și vezi. Ce? Bă, nu mă, bă, mai am jumătate de inimă, termin-o. Deci serios, mă jur că mai am jumătate. Tu mai omorât de vreo două ori. Nu, dar am o grămadă, am o grămadă. Nu am omorât deloc, deci era frumos. Nu, am o grămadă de iteme importante. Du-te și vezi că am mai văd puieți pe acolo și mai plantează pe unde trebuie și mai strânge și tu puieții și înțelegi tu chestii. Bun. Da, da, unul a căzut. A, doi. Ia-i și oricum am văzut că mai avem niște tări, dar ăla o să-l folosim la fermă, când o să facem ferma, înțelegi tu. Bun. Nici nu știu cât am filmat până acum, dar dacă trece de jumătate de oră, tu-ți dai seama? Da, cred că am filmat mai mult de 20 de minute, să zic așa. Aaa, păi nu se poate, bune, bă. Cred că aici trebuie să încheiem episodul, nu-i așa? Da, 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 da. Oricum a făcut începutul unei case destul de promițătoare. Uite că spuiești pe jos pe aici. O casă, hai, hai să ne culcăm. Și nu mai da, deci serios, jumătate de inimă. Mai am și am iteme importante, crede-mă, deci. Măcar stai să le pun în chest, naibii. Ce să pun, ce să pun și eu chestiile mai importante pe aici. Ok. Bye bye.